Administratorul piețelor agroalimentare din Pașcani a demisionat din funcție. Cererea a fost depusă deja la sediul primăriei în cursul zilei de astăzi și urmează să își producă efectele începând cu data de 10 decembrie. Cristian Menegon a spus pentru BIT TV că a renunțat la funcție în urma discuțiilor cu noul edil al municipiului prin acordul părților. Decizia vine la scurt timp după ce piața agroalimentară din zona deal a fost închisă pentru curățenie generală în cursul zilei de marți. Conform unor surse neoficiale, primarul Marius Pintilie nu ar fi fost mulțumit de măsurile luate. Postul ar urma să fie ocupat prin numire directă, nu în urma unui concurs, de tot un tânăr, Alexandru Nemțanu, coleg de partid cu primarul. Edilul a refuzat să confirme informația pe motiv că postul nu este încă liber. Deci va fi schimbat, înțeleg, domnul... Nu intenționez acum să schimb. N-am luat o decizie, n-am făcut o analiză, să vedem dacă... Domnul Alexandru Neamțu, colegul dumneavoastră de partid, m-a ocupat funcția de administrator? Deocamdată n-am luat o decizie. Administrator de care? A pieților. N-am luat o decizie, deci dacă eu n-am luat o decizie să schimb actualul manager, nu se pune problema cine va fi după aia. Dar dacă voi găsi pe cineva potrivit, dacă... domnul Alexandru are pregătirea și are, vom avea o discuție să vedem dacă poate să ocupe treaba asta. Dar vă dați seama că e prematur să facem astfel de speculații. Cristian Menegon a fost unul dintre comunicatorii fostului primar Dumitru Pantazi și a candidat pentru funcția de consilier local din partea PSD. Măsurile de prevenire și combatere a efectelor pandemiei, mai ales școala online, afectează și transportul public local. Operatorul pășcănean de transport public local a solicitat reducerea numărului zilnic de curse pe motiv că autobuzele circulă goale. În adresa înaintată Consiliului Local se arată că numărul pasagerilor a scăzut foarte mult în ultimele zile din cauza elevilor navetiști, mulți dintre ei cu abonamente. În consecință, directorul societății solicită aprobarea consilierilor pentru suspendarea cursei de la ora 11 pe traseul Boșteni-Sodomeni și cea de la ora 19:40 pentru suburbia Blăgești, iar programul să revină la normal după reluarea cursurilor. Măsura este necesară pentru eficientizarea costurilor, a precizat Leonard Ursu. Având în vedere restricțiile impuse prin hotărârea 52 din 2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, la nivel local, SCCLP Ecoserv, SRL, a trimis notă de informare către Consiliul Local Pașcani și, bineînțeles, în atenția primarului municipiului Pașcani, domnul Marius Pintilie, o adresă prin care am solicitat ca transportul în comun pe ruta Pașcani-Blăgești, cursa de 19:40 să fie scoasă și, bineînțeles, pentru cursa Boșteni-Sodomeni, cursa de la ora 11 să fie de asemenea scoasă, motivat de faptul că școlile funcționează în regim online și elevii nu călătoresc cu mijloacele noastre de transport în comun. În motivat de aceste chestiuni am făcut asta pentru că vă pot da un exemplu. În seara zilei de 10-11, practic ieri, pe ruta Pașcani-Blăgești a circulat un singur călător. De asemenea, o medie, atunci când elevii mergeau către școală și utilizau serviciile noastre de transport, pe ruta Boșteni-Sodomeni-Pașcani erau 12 călători. Asta e o medie de mijloc, au fost și mai puțini, au fost și până în 17. Însă media făcută de noi este una de 12. La acest moment nu sunt solicitări și nu au fost nici măcar reclamații în acest sens. Practic se justifică aceleași măsuri, s-au luat și la nivel de entitate Iași, spre exemplu, unde operatorul local a scos într-adevăr mai multe curse. Noi am scos doar pe cele care am considerat noi că efectiv avem un consum fără a avea călători. De asemenea, în perioada următoare vom monitoriza tocmai de aceea, pentru că nu ne dorim pierderi datorate acestei pandemii
Și vrem, bineînțeles, ca în continuare cetățenii să beneficieze de serviciile noastre de transport în mod regulat și fără niciun fel de probleme. Menționăm că aceleași măsuri au fost luate de regulă și în timpul vacanțelor școlare din aceleași motive. ...187 de persoane din municipiul Pașcani vor primi carduri cu 180 de lei lunar pentru mese calde. Această facilitate a apărut în urma unei ordonanțe de guvern care prevede ca pensionarii peste 75 de ani cu venituri de până la 800 de lei, persoanele sau familiile fără adăpost și cele care au copii, dar fără un domiciliu stabil, mai ales cele monoparentale, să primească acest ajutor. Instituția prefectului județul Iași a primit cardurile pentru mese calde de care beneficiază persoanele care sunt încadrate în ordonanța de urgență numărul 115 pe 2020, destinatarii finali fiind persoanele care au venituri la nivelul indemnizației sociale pentru pensionari în vârstă de 75 de ani împliniți sau peste această vârstă, precum și persoanele sau familiile fără adăpost, inclusiv persoanele sau familiile care au fost evacuate și familiile cu copii care nu au domiciliu stabil, mai ales cele monoparentale. Listele au fost întocmite de către Casa Națională de Pensii, precum și primăriile din județul Iași. Aceste carduri vor fi distribuite mâine, joi, 12 noiembrie și poi mâine, vineri, 13 noiembrie 2020. La nivelul municipiului Pașcani vor fi distribuite 187 de astfel de carduri. Cardurile vor fi livrate în plicuri pentru fiecare beneficiar final eligibil și cuprind cardul pentru mese calde, codul PIN necesar activării cardului, lista sau broșura unităților afiliate care acceptă tichete sociale pentru mese calde. Pe fiecare plic vor fi imprimate numele și prenumele destinatarului și adresa poștală. În urma întocmirii listelor au rezultat 13.258 de carduri pentru tot atâtea persoane din județul Iași. Acest program este finanțat din fonduri europene nerambursabile prin programul operațional Ajutorarea persoanelor dezavantajate. Municipiul Pașcani are 2 reprezentanți în Consiliul Județean Iași, dar va rămâne doar cu unul. Pe 9 noiembrie a avut loc ședința de constituire, în cadrul căreia consilierii aleși au depus jurământul și a fost stabilită componența comisiilor. De asemenea, au fost desemnați cei 2 vicepreședinți. Din cei 37 de consilieri județeni, 2 sunt din Pașcani. Este vorba de Bogdan Alexa de la PSD și Sorin Năcuță de la PNL. Primul a intrat după ce fostul președinte al CJ Iași, Maricel Popa, a demisionat pentru a candida la Senat, locul întâi pe lista de la Iași. De asemenea, în urma negocierilor, PSD a obținut președinția a 2 comisii de specialitate, iar una dintre ele, cea de administrație locală, va fi condusă de Bogdan Alexa. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Iași. Așa să ne ajute bunul Dumnezeu. Menționăm că imediat după alegerile parlamentare, Sorin Năcuță va demisiona din Consiliul Județean. El se află pe locul 2, eligibil pe lista pentru Camera Deputaților. Bogdan Alexa deține și funcția de director general în cadrul Direcției Generale de Control a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice. Fetița în vârstă de 12 ani din Heci, dată dispărută miercuri de părinți, a fost găsită de polițiști în aceeași zi după lăsarea întunericului, pe raza județului Cluj. Potrivit unor surse, copila s-ar fi deplasat cu trenul și voia să ajungă la un băiat și el minor, cunoscut pe rețelele de socializare. Polițiștii din cadrul postului de poliție Lespezi au fost sesizați despre faptul că o minoră de 12 ani a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. În urma sesizării au fost demarate căutările, iar în urma colaborării dintre polițiștii ieșeni și cei de la Cluj, minora a fost depistată pe raza județului Cluj. Aceasta este în siguranță.
Pentru găsirea sa, polițiștii biroului urmăriri Iași au beneficiat de sprijinul polițiștilor de la biroul urmăriri Cluj, Poliției Transporturi Iași și Cluj și Poliției Municipiului Pașcani. De asemenea, suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția de Operațiuni Speciale și Unitatea Teritorială de Analiza Informațiilor. Depozitul de carte al Bibliotecii Municipale Leonard Gavriliu din Pașcani ar urma să fie amenajat cel mai probabil la subsolul sediului primăriei, clădire aflată în apropiere. Soluția a fost discutată de luni de zile, dar până acum spațiul respectiv nu a fost încă amenajat. Conducerea Bibliotecii Municipale a solicitat sprijinul noului primar și al Consiliului Local pentru rezolvarea acestei probleme. Într-o adresă trimisă aleșilor locali se arată că sunt necesare decizii imediate pentru identificarea unui spațiu adecvat și amenajarea lui, care să fie dată de administrarea bibliotecii pentru mutarea cărților din sediul vechi. Acolo au rămas peste 83.000 de cărți și publicații, mai bine de jumătate din fondul de carte al Bibliotecii Municipale, cealaltă parte a tezaurului cultural fiind mutată în noul sediu dat în folosință în acest an. Având în vedere că în noul sediu al Bibliotecii Municipale Leonard Gavriliu Pașcani, aflat în strada Grădiniței numărul 16, numărul total al cărților care au încăput este de 71.660 din totalul de cărți și publicații de 155.003, câte sunt înregistrate în inventar, ca urmare a faptului că 83.343 de cărți și publicații au rămas în vechiul sediu, o clădire care este improprie pentru depozitarea acestora, lipsa căldurii și infiltrații de apă prin acoperișul degradat, vă rog să ne sprijiniți în demersul nostru de a identifica și obține un spațiu pentru mutarea și depozitarea în condiții de siguranță a acestui tezaur cultural al municipiului. Este nevoie urgentă ca spațiul respectiv să ne fie transmis în folosință pentru amenajarea lui, în vederea transferării și depozitării cărților, se arată în adresă. O altă problemă este că lucrările de amenajare a noului spațiu nu au fost încă recepționate. Din acest motiv, liftul nu poate fi încă folosit, iar biblioteca nu are încă autorizație pentru securitate la incendiu. Tot consilierii locali trebuie să decidă ce se va întâmpla cu fostul sediu al bibliotecii, o clădire veche aflată în centrul orașului. Cunoscutul artist de muzică populară Ion Paladi va deschide o cofetărie în municipiul Pașcani. Inaugurarea va avea loc înainte de sărbătorile de iarnă, iar sediul va fi amenajat în fosta locație a băncii Bank Post din zona Deal, strada Moldovei. Prin cofetăria Dulcinela, Ion Paladi își dorește să aducă în municipiu și ceva dulce din Republica Moldova, pe lângă cântecele sale îndrăgite de pășcăneni. Da, într-adevăr, unde deschidem Pașcani o cofetărie cu cele mai gustoase produse din Basarabia, pentru că m-am gândit, pe lângă cântecele care le cântă pentru public, de ce să nu aduc și un alt dulce, să spun așa, știu că o să deschidem o cofetărie în Pașcani. De fapt, este o rețea națională din Basarabia, care Republica Moldova are 30 de magazine și anul trecut, în luna decembrie, am deschis primele 5 în România, prin 3 la Bacău, unul în Piatra Neamț și unul în Târgu Neamț. Acum, până la sărbătorul de iarnă, vom mai deschide încă 5. Vom deschide la Suceava, Botoșani, două în Iași și sigur că Pașcaniu, în sunteți dumneavoastră. Iubitorii de bunătăți vor găsi în noua locație prăjituri după rețete autentice din Basarabia, torturi cu nume pentru sărbătoriți, plăcinte moldovenești, ciocolată și, nu în ultimul rând, renumitele vinuri moldovenești. În primul rând, un dulcinel, așa ceva numi cofetăria, deci ți-a servit prăjituri după rețetele noastre autentice din Basarabia, torturi de autor, cum sunt tortul Constantin, tortul Ion, tortul Vasile, tortul Elena, sigur că plăcintele noastre moldovenești tradiționale, ciocolată și nu vor lipsi în aceste cofetării și vinurile basarabene, care sunt cele mai bune branduri din Republica Moldova, pentru că vrem, într-un fel, să promovăm, știu, tot ce avem mai bun și mai gustos din Basarabia.
Cofetăria face parte dintr-o rețea națională din Basarabia care se extinde și în România. În anul 2021 este planificată inaugurarea a încă 15 magazine în zona Moldovei. La deschiderea din Pașcani, artistul a precizat că va fi prezent. Rând pe rând, comunele din preajma municipiului Pașcani încep să își stabilească viceprimarii. Zilele trecute, legislativul din Comuna Cristești a stabilit cine va fi cel de-al doilea om din primărie pentru următorii 4 ani. Aleșii locali au votat în unanimitate ca viceprimarul să fie Constantin Însurățelu. Da, pe data de 5 noiembrie 2020 s-a ales viceprimarul Comunei Cristești în persoana domnului consilier local Însurățelu Constantin, cu 13 voturi din 13, adică unanimitate. Și în Comuna Moțca a fost votat viceprimarul. În această situație a rămas în funcție alesul local din mandatul trecut și anume Daniel Câmpeanu. O schimbare a avut loc în Comuna Lespezi. Legislativul a ales pentru această funcție un tânăr liberal și anume Lucian Marcu. Joi 12 noiembrie, legislativul local din comuna Stolniceni-Prăjescu se va întruni pentru a alege cel de-al doilea om din primărie. În Miroslovește, o astfel de ședință nu a fost stabilită, deoarece săptămâna viitoare se va completa legislativul cu 2 consilieri supleanți care vor depune jurământul. În prag de iarnă, Muzeul Municipal și Primăria Pașcani vă invită la debutul unei expoziții ce are ca temă Portul Popular de Iarnă. De luni, 16 noiembrie, în sediul Instituției de Cultură de pe strada Ștefan cel Mare, cei interesați pot vedea haine țărănești de iarnă, care până în anii 60 erau specifice în satele și suburbiile din zona municipiului. Iată că vă așteptăm în incinta noastră cu o mică expoziție privind portul popular de iarnă din zona Pașcaniului. În zona aceasta a Pașcaniului, aflat, așa cum am mai spus, la întretăierea zonelor mari etnografice, a dus la apariția și la dezvoltarea unui port popular extrem de diversificat. Dacă ar fi, de exemplu, numai să ne referim la o haină specifică zonei Pașcani, ne referim aici la zăbun, cât și varianta sa sumanul, haine foarte vechi, purtate atât din partea bărbătească, dar mai ales din partea femeiască, în lungile zile și nopți de iarnă. Am schimbat inclusiv și expoziția de bază, sunt expuse un număr apreciabil de costume populare foarte frumoase. Marea majoritate a acestor haine sunt realizate pe baza țesăturilor groase de șiac, dar și din piei de oaie prelucrate. Iubitorii de tradiție pot vedea și sumane, bundițe și ilice frumos înflorate, căciuli, casânci, broboade groase de lână și multe altele. Iarna, în lungile nopți de iarnă, în cadrul acelor șezători care se realizau în lumea satului tradițional. De aceea, Muzeul Municipal Pașcani, împreună, firește, cu Primăria Municipiului Pașcani, instituția tutelară care ne coordonează de mai bine de aproape 24 de ani, invită publicul larg vizitator să-și facă timp să treacă pragul nostru pentru a admira costume populare de foarte mare valoare, sunt expuse costume bărbătești, costume femeiești de toamnă și de iarnă. Și pentru ca ținuta să fie completă, mai ales pe vremuri friguroase, în incinta muzeului găsiți și încălțăminte de iarnă, pornind de la opinci și până la cizme, făcute din piele de vită. Rugămintea mea ar fi, faceți-vă timp și intrați la noi. La noi deschiderea este întotdeauna, la noi deschiderea a fost întotdeauna liberă, doar lumea să-și facă timp să vină să vadă cum trăiau pe vremuri bunicii și străbunicii noștri până nu de mult. Toate piesele de port popular sunt adunate prin donații de la oamenii din zonă. Expoziția va fi disponibilă până pe data de 1 aprilie 2021.
În timpuri de pandemie și evenimentele culturale se mută în online. Sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 11, Casa de Cultură Mihail Sadoveanu din municipiul Pașcani vă invită să urmăriți pe pagina de Facebook a instituției prelegerea dedicată prozatorului Mihail Sadoveanu, susținută de profesorul Mircea Platon, redactor șef al Convorbirilor Literare, cu un preambul realizat de profesorul Ionuț Hărățu. Tema acestei prelegeri este În căutarea domnului Trandafir și se organizează cu ocazia aniversării celor 140 de ani de la nașterea prozatorului pășcănean. Sâmbătă, 14 noiembrie 2020, începând cu orele 11, vă invităm să urmăriți prelegerea dedicată prozatorului Mihail Sadoveanu, prelegere susținută de profesor dr. Mircea Platon, de redactor șef la Convorbire Literare. Această prelegere va avea un preambul susținut de către profesorul Ionuț Hărățu. Sunt doi vechi colaboratori ai Casei de Cultură, colaboratori cu care am realizat și în anii trecuți simpozionul dedicat lui Mihai Sadoveanu. Acest eveniment, doresc să specific, poate fi vizionat pe pagina de Facebook a Casei de Cultură. În aceeași zi va avea loc și o lansare de carte. Această prelegere va fi însoțită și de o lansare de carte, carte scrisă tot de către Mircea Platon. Vă invităm așadar, sâmbătă, 14 noiembrie, să urmăriți pagina de Facebook a Casei de Cultură și, bineînțeles, posturile locale de televiziune din Pașcani. Menționăm că în ceilalți ani se organizau simpozioane de cele mai multe ori în sala Arcadia, unde veneau atât oameni de cultură, cât și elevi, profesori sau simpli cetățeni. Joi, vremea va intra într-un proces de răcire ușoară. Vântul va sufla slab până la moderat în nordul Moldovei și pe litoral și mai mult slab în celelalte regiuni. Maximele termice vor urca la prânz până spre 5-10 grade în Transilvania și Maramureș, 7-12 grade în Oltenia, 9-14 grade în Muntenia și Dobrogea și 6-11 grade în Moldova. În județul Iași, ziua de joi va păstra aceleași valori ca și la începutul săptămânii. Potrivit meteorologilor, valorile din termometre vor fi cuprinse între 9 grade pe parcursul zilei și cel mult 1 grad noaptea. Jumătatea lunii noiembrie va fi constantă în ceea ce privește vremea. Izolat pentru a limita răspândirea virusului. Acum e rândul nostru să punem virusul în izolare. Spală-te des pe mâini și nu îți atinge fața cu mâinile neigienizate. Evită îmbrățișările și strângerile de mână. Folosește plata cu cardul. Evită contactul cu suprafețele comune. Dacă le atingi, nu uita să te dezinfectezi. Și procedează la fel cu ecranul telefonului. Împreună punem virusul în izolare. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Iată ce îți rezervă astrele pentru ziua de joi. Berbec. Nu-ți pierde speranța, planurile și ideile adunate în agenda vor prinde contur. Trebuie doar să ai mai multă încredere în tine, stai bine la capitolul personal, ai mai mult timp pentru tine. Taur, ți-ar prinde bine puțină mișcare, ai stat destul în casă în ultima vreme. Ieși la o plimbare cu bicicleta sau pur și simplu aleargă. Este foarte important să te încarci cu energie pozitivă. Gemeni, toate planurile pe care le aveai în minte îți sunt date peste cap. Nu te îngrijora și încearcă să repari lucrurile din mers. Măcar știi că la finalul zilei te vei bucura de recunoaștere. Rac, fii calm și prudent la locul de muncă, stai departe de scandaluri și nu intra în conflicte cu colegii, mai bine lucrează singur, satisfacția va fi mult mai mare.
Leu, armonie și înțelegere în relația de cuplu. Totul merge ca pe roate, nu ai nimic de reproșat partenerului de viață. S-ar putea să te surprindă cu un gest frumos sau un cadou. Fecioară, norocul îți surâde, motiv pentru care găsești rezolvare la multe dintre problemele tale. Se aud vești bune din depărtare, nu le păstra numai pentru tine. Balanță, relația de dragoste cere unele sacrificii. Ar fi bine să afli care ți este limita și cât de multe poți accepta de la partenerul de viață. Nu lăsa prea mult de la tine. Scorpion, ai realizat multe, fii mândru de ceea ce ai. Aprecierea celor din jur nu va întârzia să apară. Gândește pozitiv și se va întâmpla tot ce-ți dorești. Săgetător, pregătește-te pentru o schimbare radicală în viața privată. Poate faci și unele modificări la locul de muncă. Redecorează după bunul plac spațiul personal. Capricorn, ești tot mai interesat să faci cursuri și să afli informații despre unele lucruri. Niciodată nu este prea târziu să mergi la școală. Caută specializarea care îți place. Vărsător, nimic nu-ți stă în cale dacă dorești să fii mai bun. Adună-te și lucrurile bune nu vor întârzia să apară. Zi potrivită pentru a face planuri de viitor. Pești, revino la pasiuni, imaginația și creativitatea nu te-au părăsit nicio secundă. Concentrează-te pe lucrurile care îți fac plăcere maximă. Ne-am izolat pentru a limita răspândirea virusului. Acum e rândul nostru să punem virusul în izolare. Nu lăsa să circule liber. Evită mijloacele de transport aglomerate. Blochează virusul limitând numărul de persoane dintr-o încăpere. Respectă distanța de 1,5 metri față de ceilalți la cumpărături, dar și în aer liber. Împreună punem virusul în izolare. Campanie de informare susținută de Guvernul României. We'll be right back.